caut, frate. Tu ai observat cât de mici sunt găinile astea și greu de găsit? Nu că greu de găsit, dar greu de găsit. Da, le vezi foarte greu prin iarbă, da, și asta. E, da, asta mă refer. Nu le vezi, pur și simplu. Nu știu, nasol. După ce fac ușa, o să-mi fac un pistol. Aoleu, băi, unul aici care trage ca nebunul. Nu trage în tine, așa. Nu trage în mine, dar trage ca nebunul, nu știu. A, uite, gata, am găsit un stec de la de lemne. Hai mai repede, fă metal fragments, că dacă vine aici, n-am ce să fac, n-am nici ușă la casă. O să fie prietenos, mă, stai. Do, do, sigur, ia uite cât se snow flags for PvP, tu vezi acolo ce scrie pe chat? Și cum îți dai seama că e flag păi pentru PvP? Păi nu știu, habar n-am. Dar sunt foarte mulți care sunt flag pentru PvP și i-am auzit prin zonă pe aici, asta e problema. Hey, what up? Să nu-i aduci în casă aici la noi. Oh no, I am a very dangerous man. So they said when they tried to lock me into the hospital with all of but needles. But toată lumea e flags for PvP. I'm just kidding. Have fun. Have fun, pal. Nu știu, frate. Tu uite-te pe ceea ce apare. What the fuck? Este un server friendly. Era unul acolo, s-a urcat pe o chestie, știi? Și m-am dus la el și l-am speriat, i-am zis că sună foarte periculos, ai auzit? Ai s-a acolo. S-a panicat, ai văzut ăla, please don't kill me, da, ah. Van zero ăla, ăla-i. Help. Ok, toată lumea devine unfriendly, nu știu ce se întâmplă. Don't kill me, what the fuck? Da, Van, ăla-i panicat, mă. What the fuck? Bă, stai, mai e cineva cu el și se învârte acolo ca un handicapat. No, ai grijă să nu mori. Admina, bă, dar trage în bă, el. Vine avionul. Vine avionul. Unde? Îl văd, îl văd, îl văd și știu în ce direcție a, se duce. A, e departe, mă, e pe munte acum. Cum? Cum? Că eu sunt chiar aproape de el. A, dar păi acum, da, tu te despărți. Acum de... depinde când, dar când o să arunce astea, că nu am văzut să arunce, asta e problema. Da. Dar eu nu mă duc, frate, că dacă mă duc, mă omoară. Oricum, sunt niște chestii bune, dar nu merită riscul, adică mai ales acolo probabil să te omoare toți. Dau arme, mă, sigur. Nu dau arme, nu, am văzut eu. Dau păi resurse, dau resurse, tot fel de chestii, știi, metal da, fragment dar, și chestii da, dar poate multe și chestii, da, acum da, înțeleg, da. Dar să te duci pentru niște lemn, păi las un sânge, frate, că ai lemn căsător. Nu, lemn nu, dar... Nu știu acum de ce lumea e marcată pentru PvP. Când dai în cineva, ești marcat. N-ai cum să fii marcat pentru PvP când dai în cineva, pentru că până la urmă poate el era la agresiv, știi, și cu fițe. Eu știu cum funcționează treaba, dar... Se pare că nici pe serverul ăsta nu mai e lumea friendly. Da. Hai că fac metal door-ul. Două stack-uri de lemne, unul lângă altul, tată... Requires workbench! Are you kidding me? Păi normal că requires workbench, puteai să citești asta înainte de a-l face. Atunci construiești un workbench, că nu-ți ia mult să-l faci. Unde-i workbench? Caută-l pe acolo, nu știu. Ar trebui o funcție de search sau măcar o ordine de aia alfabetică, da, mă, stau frate. 7 ore, frate, să caut ceva. Dar nu știu cum s-au gândit, băi, hai să nu facem nici alfabetică, nici cu funcție de search, să fie acolo o listă de am curlea făcută, ca să nu zic de am... Hai că am făcut. Văd pe cineva care vine pe aici. La noi acasă? Hello, pal. Hello. Hey. Not much, just gathering some resources. Look, there's some wood. You want to share it? I'm going to take the right pile. You take the left one. Deci locul e 39-39. Ce 39-39? Loc. Adică pentru a deschide ușa. De ce ai schimbat codul? Loc. M-am prins. De ce am schimbat? Pentru că... Nu mai știu care era la vechi. 3-3-3-4. Da, mă, e dar 3-3-3... Păi e foarte simplu, asta e problema, știi? Nu vreau să... E foarte simplu, dar în același timp foarte complicat. Crede-mă, am văzut, dude, tot felul de...
seriale criminaliste, ceva ușor, este tot timpul... Nu s-ar gândi la chestia asta sau ceva. Fuck. Holy shit, ce rapid e lupul ăsta, frate. Ai, mă, frate, și l-am ratat cu a doua, lasă-mă în pace. Paștele mătii. Ai, mă, lasă-mă. Din tot lupul radioactiv, numai niște clot. Da, mai găsește și tu niște lemn să facem totuși, terminăm pereții. Am 250 cu 176. Deci cât îți mai trebuie lemn? Nu știi sigur. Nu știu. Dar tu poți să te uiți, poți să faci deja. Am și să mă întorc acasă. Stai că omor un urs foarte periculos. Pentru un perete cred că avem nevoie de 40 de bucăți. Și pe aia trebuie, ne mai trebuie 4 ceiling. Ai, frate. Și ai zis că holy ai deja shit. 2 ceiling, nu? Poți să faci un din ăla cu geam dacă vrei. Aici unde e... Da, aici poți să faci un perete cu geam. Și facem din metal fragments, fac metal bars. Hm? Ce zici? Păi și ușa? Păi am făcut ușa deja. Ah, ok. Stai să mai omor un urs ăsta. Păi i-am bătut pe ăștia de vreo două ori până acum, animalele astea spurcate roșii. Dar odată mi-a dat niște clot parcă. Și acum niște gloanțe, dar ceva util, niște blueprint-uri, ceva șmecher, o cutie de sardine, probabil, nu știu. Asta mi-a dat acum. Să mă întorc acasă? Poți să te întorci să faci, să pui ceiling-ul și să pui un de la cu geam, știi? Și se fac acum alea, am pus să se facă metal fragments. Și o să facem metal bars pentru geam. Gata, am ajuns acasă. Enter code. Cum era? 3 cât? A, uite că e un om aici. Cât e, mă, parola? 3434. Incorrect password. Era 3-9. Așa mă gândeam și eu. Da. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Ce dracu ai pus aici? Un workbench. Pa. Dă-mi metal fragments-ul. Ieși de aici. Ce vrei să... Uite, bag aici mai multe pietre. Stai. Ia acum și fă-ți ce vrei. Ce mai vrei să mai facem? Încă un etaj? Spui? Nu, dar nu destul pentru... Nu mai... Vrei să punem un de la de... Fă-o din ăla cu geam. Aha. Și aici o să punem metal bars, știi? Window, da? Dar stai că întâi îmi trebuie niște planks. Fă planks, da. Dar aveam două în altă parte, dar acum nu mai am planks. Wooden door wall window. Și de ceiling ai să faci? Craft. Ce? Cred că am. Am pentru ceiling, da. Gata, uite. Fereastra pe care pot să sari. E foarte periculos. Vino și bagă și tu. Ți-am zis că poți să sari pe ea. Deci dacă cineva construiește, poate să intre prin geam, vezi? Uh-huh. De asta trebuie să punem metal bars. Dar le ce mai dorești? Două de astea. Deci o facem atât de înaltă. Deci băgăm două... Ce ceiling-uri, nu? Ceiling. Așa, ne mai trebuie încă... Vrei să o mai faci mai înaltă de atâta? 2, 6, trebuie să luăm 12. Iar... Eu zic că ne ajunge atâta, mă. Eu zic că ne ajunge. Atât, da. Stai. Ce. Mai fac că două ceiling-uri și pune și gata. E perfect. Gata. Cred că o să am destul. Da, perfect. Am calculat bine. Hai, mă, mai... Bă, ce greu, bă. Mai bagă barele. Stai că nu mai ai făcut, nu? Gata, am acum. Crafting... Asta e așa. Unde erau alea? Nu mai știu.
Metal window bars. Requires workbench, dar sunt la workbench, frate, sunt la un metru de el, nu? Mare chestie. Gat. Am astupat totul. Avem o casă completă? Ia fi atent. A? A? Ce părere? Altă treabă. Dă-ți să-i dau vreo două topoare. Holy shit, ascultă asta, dude. Nu în lemn, băi, dă-n bare. Așa. E bulletproof. E bulletproof, da. Bă, Aki, eu sunt mulțumit cu casa, adică chiar îmi place. Ia să vedem de afară cum arată. Eu zic să luăm tot ce putem din chesturi. Bă, ce frumoasă e, bă, bă, ce frumoasă. Dă-te, bă, să ieși și eu să mă uit. Ce superbă. Da, uite ce drăguță e. Parcă e simplistă. Parcă e o închisoare, ce vă zici. Să știi, o secție de aia de poliție cu o singură celulă, știi? Da. Bă, știi care e beneficiul? Nu poate să intre nimeni decât dacă are C4 și C4 nu se face chiar așa de ușor de ce am înțeles. Și ce să intre, să spargă atâta C4 pentru gunpowder, dar de unde ai atâta, frate? Am colectat de diferite locații din astea cu radiații. Ascult ce-ți spun, bagă și strângeți toate itemurile pentru că nu o să ne mai găsim toate chestiile aici, mai ales casa când o să ne întoarcem, din păcate. Deci am luat eu tot ce e de aici. Da, și când o să intrăm din nou, nu o să mai avem nicio casă care mă termină și probabil o să termine dreptate. Tot. Hai că am luat... Ia tu pietele, că am luat eu sulfurul și metal fragments-ul. Bă, stai. Ah, ok. Dar nu știu. Ai luat tu toate gloanțele? Ai luat tu toate gloanțele? Da, am luat tot am luat. Bă, dar stai un pic, mă, vreau să-mi fac pistolul. Stai așa o secundă să-mi fac pistolul. Ok, fă ce vrei. Ia, unde e? Dăm gloanțele. Ia de aici. Sper că astea sunt. Nu, stai, uite astea. Astea-ți dai pistol. Și ce trebuie să pui la făcut? Trebuie să pui... Nu știu, tu știi. Sulfur ori sau metal ori, nu? Din astea cred că se face. Bă, totuși e mișto, dar poți să tragi pe aici? Ia, stai așa un pic. Ia, uite un pic. Da. Normal că poți. Da, poți. Faza n-așpa e că s-ar putea să ne împuște cineva prin geam, știi? Păi dar nu ne ducem la geam, stăm aici ca șacalii. Hai să ne facem paturi înăuntru, nu? Crafting... De ce? Că avem house-ul setat. Asta da, mă, da. Dar acum hai să ne racordăm la gaz, la curent. Trebuie să mai plătim și statul, pleacă de aici, mă. Trebuie să... Băi, cum, băi, tu nu vrei să ai lumină? Vrei să trăiești? Avem lumină. Dar ce faci acolo? Ce faci? Mă urc pe asta și dau în el. Băi, parcă ești un caveman de ăsta, adică ești... Ia să văd ce față ai. Să-mi dau pălăria aia tâmpită de pe cap. Doamne, ce urât ești! Doamne! Te băi că tu ai fi rigida frumuseții, nu pleacă de aici. Ia ce părere? Ia unde ești? Ia-te! Ha? Ești Kel, crește-ți niște păr. Păi Kel, așa cum? Așa se poartă, măi, deci... Se poartă Kel? Hai, fă-ți ce ai de făcut. Păi nu știu, nu cred că se face. Ce vrei să facă până la urmă? 22 de metal fragments am... Dă-te mai așa, mă, să văd. Revolver. Da, dar mai am nevoie de încă 20 de wood. Hai că se fac repede metal fragments. Ce faci, mă? Bă, alu, alu. Ce? Stai, mă, vrei că vreau să testezi cât de... Rezistența ușii, ideea de să trag și prin ea. Durabilitatea. Ia. Ia uite cum a rămas săgeata, frate. Ota! Ia, trage. Oho! Mai trage în ea, mai trage. Stai. Și apropii de ea, să vezi cum se vede când trag eu. Hai, mi s-a băguit... Gata, acum merge. What the fuck? What the fuck? Și eu, nu-i așa? Să și eu ăsta dau split, mai dau un split, pun asta acolo. Cred că hai mă, ce faci acolo? Stai așa, o secundă, să mai fac câteva metal fragments. Am 59 și îmi trebuie 80.
și pot să fac un revolver. Tot tu tragi? Da. Ok. Se aude ca și cum ar trage cineva în mâine. Opa, era să-ți trag una. Băi. Mă plimbam pe aici și dădeam în chestii, știi? Și la te-am văzut acolo. Poți să mănânc astea așa? 6. Băi, tocmai am mâncat o conservă de ceva de pește. Foarte bine, ce? De întreagă. Cu tot cu conserva, adică? Da, cum? Păi conserva a fost partea cea mai bună, băi. Bă, nu știam că așa se mănâncă acum mai nou. Food and water? Zice că asta îți redă și hrana și apa, dar cine, bei apă în jocul ăsta? Da, am apă. Vrei să-ți dau? Da, de ce? Că nu... Ia, stai că beau eu una. Pleacă, băi, dar eu beau din sticla ta. Nu, asta e altă sticlă. E neîncepută. Și cum adică? De ce să nu bei? Eh, ce sună ciudat. Păi și am băut și nu s-a întâmplat nimic. Da, nu știu care-i faza. Că n-am văzut să fie o chestie de deshidratare sau ceva cum e în DayZ, de exemplu, știi? N-am văzut chestia asta. Hai mă, ce mai faci acum acolo? Acum am făcut. Fă-ți un pistol. Revolver. Iauz. Dar tu știi ce repede merge când folosești workbench-ul? Păi da. Ai un revolver, trage așa puțin. Puțin, mă. Trage, ia trage și în ușă. Oh. A, e rezistentă, mă. E rezistentă, mă. Și dacă te uiți așa să vezi cum plutești, plutesc astea, ia uite. Ia uite. Holy fuck. Să știi că plutesc, dude. Ia, stai, lasă-o deschisă și uite-te. Nu e nimic. A, nu, stai. Au dispărut. Au dispărut, mai trage. Și ia uite, uite-te aici, uite-te de aici.